Complexul Muzeal de Științele Naturii, care înseamnă delfinariu, microrezervație, acvariu și planetariu, funcționează și în condiții de pandemie. Funcționează cu anumite particularități, restricții și obligații din partea vizitatorilor. Oamenii sunt de multe feluri, oamenii sunt câteodată excesiv de protectori și asta este bine, că protectori e bine să fii vis-a-vis de acest virus, câteodată sunt, dimpotrivă, delăsători, nepăsători vis-a-vis de riscul infecțios. Și în consecință apare câteodată un conflict la noi în curte între aceștia, între cei care își doresc o maximă protecție și cei care, dimpotrivă, nu au... Și asta este foarte bine, fiindcă trebuie să ne educăm și unii pe alții. Forța exemplului, puterea exemplului contează. Noi avem în delfinariu niște restricții și niște limite vis-a-vis de numărul de vizitatori, vis-a-vis de modalitatea în care se realizează intrarea cu 30 de minute înainte, cu distanțare fizică între vizitatori pe parcursul intrării. În situația în care avem mai mult de 200 de vizitatori, deschidem încă o ușă. Să fie timp în aceea jumătate de oră să intre cei peste 200 de oameni. Oricum, limita nu mai este decât pe la 400, nu mai urcăm la 1300 cât este capacitatea sălii. În ideea de a păstra distanțarea fizică între indivizi, vizitatori și grupurile de vizitatori sau grupurile familiale. Că acolo nu poți să faci distanțare între copil și mămica lui sau tăticul. Și în consecință, avem un număr de vizitatori undeva la o treime din capacitatea sălii pentru a permite această distanțare. Avem ieșirea pe 4 puncte, avem tot ceea ce înseamnă norme de siguranță. Am îndepărtat de pe clădire toate zonele cu policarbonat pentru a permite o aerisire, o ventilație naturală. Folosim ventilatoare și electrice plasate în dreptul delfinilor, în spatele ecranului, acolo unde, pe care le pornim imediat ce vizitatorii părăsesc sala. Dezinfectăm scaune, dezinfectăm aleile de acces, totul pentru siguranța noastră. Dar vă cerem să fiți responsabili, vă cerem ca încă de la coada, așa cum este și ordinul prefecturii, încă în momentul în care vă pregătiți pentru a intra în delfinariu, să veniți din timp, să veniți cu 30 de minute înainte, să vă plasați liniștiți la rând, cu distanțarea fizică și să intrăm fără grabă. Fiindcă în situația în care vizitatorii vin abia pe ultimele 15 minute, se întâmplă câte o înghesuială, se întâmplă câte o grabă și nu e bine, nu e normal. Noi am și întârziat reprezentația din acest motiv, fiindcă noi nu permitem să se producă îmbulziri de persoane în accesul la delfinariu. La acvariu avem doar jumătate din vizitatori ca și capacitatea sălii, întrucât lăsăm distanță între aceștia, avem ventilație naturală, pe lângă aerul condiționat, dar în care nu credem, noi credem în ventilația naturală, în schimbarea periodică a aerului din încăperea acvariului. Ei bine, avem ventilație naturală, avem un număr mai mic de vizitatori la un moment dat în sală, avem intrarea separată de ieșire, bineînțeles, și în consecință la acvariu funcționăm foarte bine. Pe microrezervație, cele 2 hectare de lac și alte 2-3 hectare în jurul acestuia zonă de vizitare permit o schimbare a volumelor de aer și nu se produc niciun fel de riscuri. Dar acolo putem scoate măștile, dar trebuie să ne ținem distanțați fizic de alte grupuri de vizitatori, fiindcă altfel n-am făcut nimic. În planetariu, situația este cea mai dificilă, am deschis mult mai târziu, facem numai cu grupe care au un interes special pentru planetariu, un număr foarte mic de indivizi, cu o reprezentație foarte scurtă de 20 de minute și, bineînțeles, cu mască permanent în tot ceea ce înseamnă încăperi din complexul muzeal. Cer pe această cale vizitatorilor care ne calcă pragul să-și păstreze un grad de responsabilitate și să respecte indicațiile noastre scrise peste tot și să respecte distanțarea fizică acolo unde aceasta este foarte necesară, la accesul pe gradenele delfinariului în special.